E roșu. Mbappé. Coman. Bă, Coman, Coman e bine, e românul nostru. Pentru mine promisiunea este promisiune până la capăt. 5.000 de like-uri în primele două săptămâni la ultimul top 10 al pachetelor din România. Și astăzi continuăm nebunia în susținerea voastră acolo. Vreau să vă mulțumesc pentru cei aproape 1.000 de abonați în două săptămâni. Haideți cu butonul de abonare, cel roșu de subscribe, pentru a reuși cei 190.000 de abonați. Și bineînțeles, respectăm tradiția, fraților, 5.000 de like-uri acolo pentru un nou top nebun. Mai ales că se anunță super promoții. Ca de obicei, norocul românilor nu mai are nevoie de niciun cuvânt. Foarte mult bulan în această lună. Și mai mult de atât, în clipul de astăzi, atât vă zic, avem toți jucătorii noi Heroes Marvel picați în pachetele noastre. Nu vreau să vă dau mai multe detalii, dar credeți-mă, merită să urmăriți acest top. Și haideți să vedem norocoșii lunii noiembrie. Dar înainte să dăm drumul la distracție, voiam să vă spun că pe eneba.com găsiți peste 10.000 de jocuri la cele mai bune prețuri de pe piață. Și dacă folosiți linkurile din descriere, beneficiați de o reducere suplimentară față de prețurile afișate pe site. Site-ul este 100% safe, nu va exista nici cea mai mică problemă. Aveți suport 24/7 și găsiți jocuri pentru absolut orice platformă: Xbox, PC, PS4, PS5 și așa mai departe, plus alte coduri promoționale dacă vreți să vă cumpărați FIFA Points sau PlayStation Plus. Așadar, vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să vă uitați pe eneba.com. Pe locul 10, fraților, începem direct cu un abonat care mi-a trimis acest video, Alin îl cheamă, fix în ziua în care am postat ultimul top. Direct Brazilia, right wing, și-l avem pe Garincha de 90 într-un pachet de 50.000. Sincer, n-am fost atent dacă este tradable sau untradable, dar gândiți-vă ce bucurie a fost pentru el când a apărut acest super icon. Și nu este tot, și Havertz. Mergem direct la locul 9, unde mergem la Constanța, la fratele Valuie, care deschidea offline pachete cu FIFA Points. Deschidea un pachet de 45.000 de FIFA coins și priviți ce-i pică. Hiro, Abedi Pele! Băi, fraților, Abedi Pele dintr-un pachet de 45.000, chiar dacă este puțin mai ieftin decât Garincha, l-am băgat deoarece pachetul este mult mai slab în echipamentul Liverpool. Nu, zice că face clip. A, ce păstrau pentru clip oricum. Tradeable, bineînțeles. Bine, Valuie, bravo. Trecem mai departe la fratele Vlad Ungureanu de la Făgăraș, unde avem din nou un pachet Ultimate Pack Tradable de la Weekend League, cred că e pachetul. Încă 5 like-uri și deschidem pe contul principal și... Mamă, încă 5 like-uri, cere like-uri. Bosule, hai că vreau să vă pachetul ăsta, forță. Hai să vedem. L-a deschis. Hero. Yola Ryan. Și avem direct un Hero Marvel de peste 700.000. 750.000 costa atunci. Din Ultimate Pack, țineți minte, nu din Hero garantat sau ceva. Marvel Hero la Ryan. Și bineînțeles și tradable din Ultimate Pack. Bă, ăsta da bulan. Ăsta numesc eu bulan, fraților. Dintr-un pachet normal să vină un asemenea jucător. Haideți să vedem tot pachetul până la urmă, dacă mai are ceva în el. Gulași și în rest pachete din astea. Adică mâncăm un gulaș și trecem mai departe. Trecem la următoarea poziție, unde l-avem direct pe subsemnatul. În premieră la FIFA 23 am avut și un live norocos. Și atât vă zic, de acum jucătorii costă peste 1.000.000. Direct Völler, cel mai bun atacant Marvel Hero, fără reacție Cosmin acolo. Din Hero Marvel garantat vine cel mai bun atacant. Du-te, puii mei, direct Völler! Care este cel mai bun atacant, jucător de 1.200.000 costa atunci, acum este 1.000.000. Uitați-vă și voi cum arată, fraților, 91 pace, 90 dribbling, 94 shooting, 87 physical, efectiv un monstru și în joc este la fel. Îl comparam cu Ronaldo, într-adevăr, și asta nu e tot. La câteva minute distanță am mai deschis încă un pachet de 100.000. Hai, ăsta e, doamne, uitați-l, Olanda, CM! Olanda, CM, și direct de Jong, alt jucător, care costa 700.000. La câteva minute după Völler se întâmplă asta, dacă nu mă înșel pe același cont, nu mai știu exact sigur, dar uitați-vă și voi cât bulan. Și
Și la final de live, la mișto așa pe contul lui Cosmin, eu deschideam încă un Marvel garantat. Priviți. Franța cam guvu fraților, care și în momentul de față este extinct. Adică nu se găsește pe market și costă un milion de coins. Băi, așa live să tot mai avem și pe live-ul de luni să avem la fel de mult bulan. Haideți cu like-ul acolo și trecem la următoarea poziție. Merge mai departe și trecem direct la fratele Moșu, la Piatra Neamț, care deschidea un Nike în garantat. Și a zis Franța-Brazilia. Vine Brazilia, fraților, și direct Ronaldinho de 89. Bă, ești nebun? Unul dintre cei mai buni. Bă, ești nebun? Din Base Icon Pack. Nu băga Icon la SBC. Nu băga. Uite că am băgat Icon la SBC. Jucați-o pe asta. Mamă, Ronaldinho, jucați-o, fraților. Jucați-o pe asta. E? Cu bentița lui acolo, azi, frumos. Dacă nu băga Icon, nu. Băi, ce senzație. Deci, nice. Pe cuvântul meu, este unul dintre jucătorii mei preferați din FIFA. E. Cred că și al vostru, mega spectaculos. Și anul trecut, și Moșu, anul bineînțeles, nu vine cu doar atât. Fratele Moșu nu se lasă mai prejos și deschide și el un Marvel garantat. Și hai, dacă ne-a picat nouă Völler, hai și la el cu unul, să zic așa, Striker. Völler 1.200.000, win. Exact ce vă ziceam, 1.200.000 costa atunci. Mă interesează să-mi primul pecul ăsta, deci, după aia merge și lovim pecul alea importante de 100, absolut 100, fabulos, uitați-vă și voi la el. Ok, 1.200.000 pe market, nu? Da, a fost așa chill, Moșu. Chill, oh, așa, nice. Ok, win, bine ai venit, 3, un 4, win frumos, că știa oricum că o să mai prinde ceva, uitați-vă. Și direct pe contul lui mai deschide încă un Marvel garantat. Franța, Franța din nou, cam. Ok, Govu. Băi, deci Moșu mă cam copiază, fă de așa puțin. Uite, pentru momentul ăsta joc Runeiro. Și la el, dar față de noi a avut un super Ronaldinho. Haideți să-l felicităm împreună pe Moșu acolo și mergem mai departe la următorul loc. Pe locul 6, băieți, l-avem pe fratele Janes, care a mai fost în topul nostru și a făcut special acest live să deschide pachetul ăsta. Franța, Gino, da, 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 mă! Bine, frățiorul! S-a rupt! Hero garantat, cel mai scump direct, Ginola, jucător de aproape 2 milioane, prins pe contul lui, bineînțeles, de fratele Janes. Și s-a chinuit ceva să facă SBC-ul. S-a rupt-os! Dar uitați-vă că a meritat până la urmă. Cred că... Fără cuvinte. Să apare la Tudor, nu? Ce o să apar la Tudor acolo? Știa deja. Te pup, fratelo, baftă. Haideți cu un subscribe la toți youtuberii de astăzi. Iar noi trecem la următoarea poziție. Altceva, unde nu știu ce urmează. Nu prea bag eu pachete deschise pe telefon, dar acestea mi s-au părut că merită din plin. Primul direct Jairzinho, deschis de un abonat de-al meu. Un icon absolut fabulos cu 91 pace, 88 shooting, 84 passing și 90 dribbling. Și tot pe telefon, fratele meu Darius, cu care m-am întâlnit și la Craiova, făcea pe telefon ruleta. Adică practic se uita în club și vine direct golanul ăsta, Ronaldo Nazario. Băi, hai să o recunoaștem, n-avea cum să nu-i bag. Prea mișto, ambii jucători icons și ambii brazilieni. Pe locul 4, fraților, îl avem oficial pe cel mai norocos streamer din această lună, DJ Clatu, care se bucura la un jucător silver în form, într-adevăr sunt destul de rari, și era chill. Deci știți cum? Chill așa frumos, deschidea pachete, small prime gold, un pachet de nimic galben. Skip direct. Skip, normal. Era un francez totuși, dar skip. Mbappé, așa am dat skip. Am dat skip la Mbappé. Doamne! Și că cum ar fi să fie Mbappé să dau skip? Și-a dat skip la Mbappé. Ai, nu-i nimica. Bucură-te de el. Dacă vreți pachete forță, lăsați-mă pe mine să apăs X. Nu degeaba îi se spune DJ Clatu, pentru că următorul pachet îl va deschide pe mut cu muzică tare. Hero garantat. Italia, ST. Oare era pe mod sau nu țipa? Din Atalia așa la mișto după Mbappé. Muzica mai tare, frumos. Și asta nu e tot. Și ultimul pachet de pe live, își lua la revedere. Este un Marvel garantat. Brazilia,
CB și avem unul dintre cei mai rari jucători Marvel. Lucio de 90, un așa monstru. Un live în forță. Nu degeaba are la muzica de aceeași melodie. Bă, fraților, prea mult bulan pe DJ Clat. Cred că mă fac DJ, că văd că bulanul e mult mai mare. Pe locul 3, fraților, avem din nou un abonat, Alexinho, care deschidea premiile de la Weekend League, player pick-urile. A dat cu skip aici, Martinez, puțin nervos așa, și a mai rămas unul. Cine să fie? Cine să lipsească în această lună, fraților? Nu s-a văd, nici nu știam. S-a trezit, mâncați-i și gura ta. S-a trezit acolo, din piramidă. Direct cu Mbappé de 92, singurul pe care l-am primit luna asta. Mbappé in form de 92, jucător de peste 2 milioane, prins de fratele Alexinho. Pe locul 2, fraților, facem din nou o excepție, deoarece l-avem pe fratele nostru Tavi, care ne-a trimis acest pachet filmat cu telefonul și bănuiesc că vă gândiți cine a picat. Avem Marvel garantat. Și haideți să vedem. Stați să-i dau play aici frumos. Îi dăm cu sufletul. Îi dăm cu sufletul. Să nu văd Franța, că mă sperii. Să nu văd Franța. Era ok și Franța cu V. Inima! Mamă, ce reacție, fraților! Direct ia Iature, cel mai scump jucător Marvel. Și bineînțeles, trebuia să-i pice cuiva, mai ales fratelui nostru Tavi, pentru prima dată în top, îl pupăm și îl salutăm și haideți să vedem locul 1 din această lună. Și a venit momentul, băieți, să-l felicităm pe cel mai bulănos om din această lună. Haideți acolo cu 5.000 de like-uri pentru partea a doua, de ce nu? Tudor, care este și abonat și mi-este și prieten, Base Icon Pack și gândiți-vă că avem jucători de aproape 3 milioane de coins, direct Eusebio, dar de data asta Baby, fraților, care este cea mai scumpă versiune în momentul de față al Eusebio. Nu ne mai uităm la stats-uri pentru că arată incredibil de bine. Atât zic, felicitări Tudor și aici se termină unul dintre cele mai tari topuri din acest an. Nici nu vreau să mă gândesc ce urmează acolo, efectiv el nici nu a dat skip, a rămas fără reacție aici. Și nu uitați și voi să apăsați acolo pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Totodată găsiți mailul meu în descriere dacă vreți să-mi trimiteți și voi pachetul sau pachetele pe care le aveți în această lună, bineînțeles filmate în consolă. Apăsați ușor pe butonul de share și se filmează ultimele 5 minute, chiar dacă ați deschis încă pachetul, nu contează asta dacă apăsați după ce ați deschis. Fraților, până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!